Polițiștii din Bacău au confiscat o tonă de trufe. Ciupercile erau transportate fără acte cu o autoutilitară din Harghita. Polițiștii au confiscat de la un bărbat din județul Mureș 800 de kilograme de trufe. Acesta nu a putut prezenta documentele de proveniență. Bărbatul se afla la volan într-o autoutilitară înmatriculată în Harghita, dar a fost oprit în Sascuț, județul Bacău. Din verificările efectuate a reieșit faptul că în interiorul autoutilitarei se aflau mai multe cutii în care erau depozitate trufe. Iar pentru acestea, conducătorul autoutilitarei, angajat al unei societăți comerciale de profil din județul Harghita, nu a putut prezenta un aviz de însoțire sau alte documente care să ateste proveniența legală a mărfii. Polițiștii au depus măsura ridicării în vederea confiscării a cantității de 836 de kilograme de trufe în valoare de peste 200.000 de lei și predarea acesteia ocolului Silvic Căiuți, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, agentul șef adjunct Gabriel Dumitrache. Totodată, un bărbat de 37 de ani din Bacău a fost prins de jandarm la trufe. Acesta se afla în pădurea din comuna Pâncești. Bărbatul era însoțit de 4 câini care să îl ajute să găsească ciupercile. Asupra lui au fost găsite 4 kg de trufe. În urmă cu câteva zile, jandarmii au prins în aceeași zonă mai multe persoane care foloseau câini pentru găsirea trufelor. Bărbatul s-a ales cu o amendă de 2000 de lei, iar trufele au fost predate silvicultorilor, relatează știrile canalde.ro.